Considerate pe bună dreptate pământul verde al capitalei, pădurile din jurul Bucureștiului sunt în ultimii ani într-o stare deplorabilă, am putea spune chiar într-o veritabilă stare de asediu. Tăierile masive ilegale, deciziile guvernamentale poleite, bineînțeles, însă în realitate foarte discutabile, o stare timidă a societății civile. Dragilor, iată niște subiecte pe care aș vrea să le discutăm împreună chiar acum. Domnul Alexe este un tânăr care promitea mult și încă promite destule. A început de la o modestă, aparent, funcție de angajat al cadastrului ieșan, dar a avut o ascensiune fulminantă și este în prezent ministrul mediului. Brânova este cea mai frumoasă suburbie a Iașului și cea mai bogată în proprietăți de lux. Deși din Iași, domnul Alexe nu a reușit să facă nimic pentru salvarea venerabilei pădure a Brânovei, de lângă Dulșele Târg, care a fost recent în mare parte defrișată. Și atunci se întreabă foarte mulți cum poate să facă ceva de dorit, ceva bun pentru pădurile Bucureștiului și în special pentru pădurea Băneasa, pe care vreau acum transformată în pădure parc. Pentru ce? Pentru cine? Gurile rele îi invocă fie pe cei care defrișează fără remușcări, alții pe rechinii imobiliari și în sfârșit sunt arătați cu degetul dezvoltatorii veroși. Cei mai mulți cred că ar putea fi toate cele trei grupuri. Cunosc această pădure de mic copil. Era o pădure minunată. Tatăl meu, fost campion național, mă ducea adesea la concursuri de orientare turistică. Îi cunosc toate cotloanele, cum se zicea odinioară, ca pe buzunarul meu. Haideți să vedem mai întâi ce a avut de spus domnul Alexe, despre care unii critici au considerat că a comandat evenimentul Pădurile Bucureștiului, ca să-și prezinte elogios realizările de până acum și să-și ridice mingi la fileu pentru realizări viitoare. Dați-mi voie să vă spun că atunci când vine vorba despre mediu, dintre toate subiectele, prima dată pădurile apar în mintea noastră, în gândurile noastre și pe buzele noastre. E și normal, pentru că mai ales în acest context pandemic, aproape pădurea devine principalul nostru refugiu atunci când vrem să ne bucurăm de aer curat. În această perioadă, de când am preluat mandatul de ministru al mediului, apelor și pădurilor, majoritatea cetățenilor României mi-au spus că pădurea trebuie să fie mai bine protejată, pădurea trebuie să fie valorificată și în scop recreativ, nu doar în scopul de a produce, de a o exploata. Și aceasta a fost și viziunea cu care eu și echipa de la minister am abordat aceste luni de mandat. În momentul de față, cred că prin ceea ce am făcut la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor am crescut gradul de protecție asupra pădurilor României, pentru că am reușit fie să creștem suprafața pădurilor virgine și quasi virgine înscrise în catalogul național de la 29.000, cât erau în noiembrie 2019, în noiembrie. Astăzi avem încă 4.000, suntem la 33.000 și mă bucur foarte mult că la începutul săptămânii am semnat contractul cu cele patru entități care au câștigat licitația și prin studiile care vor fi făcute vom mai introduce încă 39.865 de hectare în catalogul național de păduri virgine și quasi virgine și astfel vom reuși să ne îmbogățim această și oficial această zestre a conservării biodiversității pe care o avem. Deși avem o suprafață ocupată cu păduri în țara noastră de aproximativ 27%, imaginați-vă când tot acest fond forestier cetățenii României nu aveau acces. Mă bucur că în urma consultărilor cu mediul academic, cu organizațiile non-guvernamentale, cu influencerii în ceea ce privește politica de mediu, cu cetățenii simpli, împreună cu cei de la păduri din cadrul Ministerului, am reușit să convingem și Parlamentul României și astfel, prin modificarea codului silvic,
cetățenii României vor avea acces în pădurile noastre, pentru că e proprietate publică a statului român, că este proprietate privată sub o formă sau alta, pădurea reprezintă aurul nostru verde și este al nostru, al tuturor. Mă bucur foarte mult că astfel, prin modificarea codului silvic, și le mulțumesc celor care au făcut posibil acest lucru, cetățenii României vor putea să se bucure de aceste păduri, fie pe pistele de biciclete care vor putea fi amenajate, fie pe pistele de alergare, fie pe traseele de drumeții, și astfel rolul recreativ al pădurii va fi mult mai accentuat în tot ceea ce înseamnă viziunea statului român asupra pădurilor României. De asemenea, vreau să vă spun că cred că în ședința de guvern de astăzi vom intra cu primele păduri parc care vor trece din administrarea publică a statului român în administrarea publică a UAT-urilor. Și aici vorbim de solicitări venite de peste tot, de la Suceava la Hunedoara, de la Timișoara, Pădurea Verde, la Câmpul Lung, de la București către administrații și evident va fi posibil peste tot. Pentru că am avut discuții cu conducerea Rom Silva și mulțumesc domnului director Teo Țigan că este prezent astăzi, cu cei din minister, să identificăm la nivel național, în toate acele județe unde putem să trecem suprafețe de pădure din producție în păduri parc, să le avem pentru recreere. Odată cu trecerea acestor păduri parc din administrarea publică a statului român în administrarea publică a UAT-urilor, administrațiile publice locale pot și trebuie, pentru cetățenii României, cu fonduri locale, guvernamentale sau mai ales fonduri europene, să amenajeze aceste piste de biciclete, piste de alergare, să monteze bănci, coșuri pentru gunoi sau surse de iluminat, încă o dată, respectând reglementările de mediu, fără să intervenim cu tăieri în fondul forestier și mai ales toate aceste măsuri trebuie să fie măsuri verzi, durabile și sustenabile. Alex Găvan este un ONG-ist de ultimă generație, iar la bază este alpinist. Alex a urcat pe câteva din cele mai înalte vârfuri muntoase din lume, inclusiv 7-8 miliarde din Himalaya, fără oxigen suplimentar și fără ajutorul porterilor. Este un tip extrem de onest și etic, dedicat total apărării cauzelor mediului din România. Să-l ascultăm oferind o replică ministrului. Dragii mei, ceea ce m-a adus astăzi aici între voi este dragoste. Sunt aici din dragoste pentru voi și sunt aici din dragoste pentru București și împrejurimile sale. Vedeți voi, astfel de păduri din jurul localităților îndeplinesc un rol social deosebit. Îndeosebi cele din jurul localităților urbane. Dar vedeți voi, chiar în momentele în care vorbesc acum, pădurile din jurul Bucureștiului sunt tăiate în mod sistematic. Ultimele rămășițe ale codrilor Vlăsiei, putem să vedem asta cu ochiul liber, sunt zilnic sub asaltul drujbelor. Și vă spun asta pentru că aici vorbim de o mare, mare ironie. Știți care este aceasta? Tot în acest moment, un mare virus tronează peste București. Un virus care chiar acum ne afectează pe noi toți. Un virus care ușor, ușor ne ucide pe noi toți. Poluarea. După ani și ani de atenționări, România este în procedură de infringement și a și fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru aerul toxic din București. Orașul de ani buni este în topul celor mai poluate capitale din Europa și în același timp este una dintre capitalele cu cel mai puțin spațiu verde pe cap de locuitor. Iar în România, în fiecare an, mor prematur 24.000 de oameni din cauza poluării aerului și deja am început să cheltuim tot anual peste 1 miliard de euro, evident din bugetul public, pentru a trata boli cauzate sau înrăutățite de
de poluare a aerului. Desigur, în București putem să sancționăm mari poluatori, putem să reducem numărul de mașini care funcționează pe bază de combustibil fosil, putem să mergem mai mult cu bicicleta, asta bineînțeles dacă am și avea piste pentru asta, putem să plantăm acoperișuri verzi pe bloc. Dar în același timp, toate aceste lucruri, cât și altele, nu vor fi suficiente astfel încât să putem preveni amenzile potențiale de 10 de milioane de euro pe care va trebui să le plătim către Uniunea Europeană până în momentul în care vom regla această situație. De aceea, simt foarte tare că am fi infinit mai câștigați și infinit mai înțelepți ca în loc să ne tăiem până și ultimele păduri din jurul Bucureștiului, am putea, pe de o parte, să punem toate aceste păduri din jurul orașului sub protecție strictă, tehnic vorbind, asta înseamnă 1.4b.T.1, și în același timp, împreună cu Ministerul Mediului, împreună cu cel al Agriculturii, împreună cu Rom Silva, împreună cu Primăria Municipiului București și, evident, primăriile localităților din Preajmă, împreună cu Consiliul Județean Ilfov, să identificăm soluții realiste și să facem disponibile suprafețe de teren pe care să reîmpădurim, astfel încât să conectăm pădurile deja existente și să creăm astfel o centură verde a capitalei, asemănătoare cu celebra centură verde a Vienei. Responsabilul cu pădurile de la Greenpeace România a avut amabilitatea să ne ofere și dânsul o scurtă declarație. Prin această măsură de a crea păduri parc, nu facem altceva decât să deschidem o portiță unor abuzuri în felul în care probabil unele dintre primării vor înțelege să creeze aceste parcuri cu tot felul de betonări, iluminat public nocturn și alte lucruri care evident vor deranja habitatele și vor afecta habitatele respective. Avem nevoie de o discuție serioasă despre instaurarea unei rețele naționale de păduri de protecție, atât în jurul orașelor, a comunităților în care locuim, cât și în terenurile agricole, acele perdele forestiere care au existat și care nu mai există în ultimii 30 de ani s-au distrus. Avem nevoie de protecție pentru pădurile din ariile protejate. Toate lucrurile astea trebuie gândite cu o viziune pe termen lung, în contextul schimbărilor climatice care ne vor afecta în următorii 30 de ani extrem de puternic.